Intervenție contra cronometru de salvare în Brașov după ce un copac s-a prăbușit peste o mașină parcată. Un echipaj de la descarcerare a încercat să scoată trei oameni captivi în turismul strivit, printre ei și un bebeluș de numai 8 luni și un copil de câțiva ani. Un om care a fost martor la incident a suferit un atac de panică și a avut și el nevoie de îngrijirile medicilor. Cei doi copii au ajuns la spital cu răni ușoare și sunt acum în afara oricărui pericol.